Jingle bell, jingle bell, hei, începem emisiunea din această seară cu colegii de la Prima TV. Niki Saizu are un cuvânt interesant pentru bebeluși. Bebelușii născuți prematuri au nevoie de îngrijire specială ca să prindă putere și să supraviețuiască. Să supraviețuiască și să ajungă prezentatori de știri. Bebelușii născuți prematuri au nevoie de îngrijire specială ca să prindă putere și să supraviețuiască. Aulu, mamă dragă, dar avem probleme cu dicția și la case mai mari. Diz de dimineață la Pro TV. Lavinia spune cam așa. Din dorința de a atrage angajați, antreprenorii aleg să profite de legea uceniciei. Adevărul e că ne-a plăcut maniacul vrăjitor, dar nici cu antreprenorul amator nu ne e rușine. Din dorința de a atrage angajați, antreprenorii aleg să profite de legea uceniciei. Au început să fie din ce în ce mai dese confuziile legate de premierul român și cel maghiar. La Digi24 HD e veselie mare. Cu toate acestea, premierul Ludovic Orban spune că legea va fi respectată. Puțin atenție, vă rugăm. Compania RDS-RCS are afaceri și în Ungaria și în România, așa că înțelegem de unde această confuzie. Cu toate acestea, premierul Ludovic Orban spune că legea va fi respectată. Trecem acum la Irealitatea TV, unde PSD-istul șef de la Vaslui ne uimește. În raport cu situația așa. Nu cred, a fost în Germania noaptea cuțitelor, nu și nu la noi, niciodată, deși au fost. Domnule Buzatu, aveți dreptate, noaptea cuțitelor lungi a fost în Germania, dar n-a fost la socialiști, ci la național-socialiști, mai de extremă dreaptă, așa. În raport cu situația așa. Nu cred, a fost în Germania noaptea cuțitelor lungi, nu la noi, niciodată, deși au fost. Tot la Irealitatea TV, aflat acum pe Plus, în studio au venit să cânte rockerii de la Cargo, iar prezentatoarea de la știri se agită ca la concert. Adevărul e că asta mai lipsea, Cargo să cânte la Irealitatea Plus. În rest, le aveau pe toate. Ba, chiar se laudă că au făcut din condițiile grele bici și mai și bognește. Sper că am reușit ceea ce ne-am propus și în fiecare oră am venit în casele dumneavoastră cu multe surprize. După 16 ore. Cea mai lungă emisie Realitatea Plus de până acum, cea mai lungă emisiune live Realitatea Plus, merită sărbătorită la final, așa cum se cuvine, George. Mulțumim! Să le pregătim! După cum vedeți, la oamenii săraci nici boii nu trag. Cea mai lungă emisie Realitatea Plus de până acum, cea mai lungă emisiune live Realitatea Plus, merită sărbătorită la final, așa cum se cuvine, George. Mulțumim. Să le pregătim. Hello. Săptămâna trecută, a bătrână din Londra, Coana Elisaveta II, a chemat toate statele NATO la o paranghelie regală, you know? După ce s-au reunit toți și au schimbat zâmbete, Emmanuel Macron, șeful statului care militar nu face parte din NATO, s-a apucat să se certe cu Donald Trump, cel mai arcigoș politician al alianței. Oh, shit! Would you like some nice ISIS fighters? Yeah. I can give them to you. You can take everyone you want. Let's be serious. I have fighters coming from Syria, from Iraq and the region. Cucurigu! Ia uite ce rău este ăsta, mic, mamă, cucoș galic, ce mai? Bine, dar nici Trump nu s-a lăsat mai prejos. This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard. And that's okay. Oh, baby, tot la reuniune NATO, același președinte Trump a ajuns subiect de bârfă. Cum vedeți, Justin Trudeau s-a apucat să comenteze vecinul de la sud, iar Trump a zis despre el că are două fețe sau poate e prea tânăr. Justin. Două
După o emisiune culinară, vine rândul băieților de dimineață să facă mișto de puberul, mare bucătar. El a dat cică 7 milioane pe un cuțit. Cât de prost să fie, nu te supăra. Cum e 7 milioane? Păi e bătut, e bătut. Da, da, după păi aia și să... n-ai ce să tai de 7 milioane. Adică ne... poți să tai și papucul. Păi da, că orice om acasă când ajunge cu un cuțit de 7 milioane se descalță și își taie și... Da. Păi și l-a luat ca să cum motiveze. Cum ai dat 7 milioane pe un cuțit? Unul singur? Ți-a dat unul singur? Chitrosul ăla de Răzvan n-ar da 7 milioane nici pe 20 de cuțite, dar rămite pe unul. În schimb, Dani ne povestește cum gătește el ca un japonez. Oi, da! Că și ăsta e bucătar mare. După ce te-ai dus, ai luat peștele, l-a tăiat domnul la măcelărie, ai împuțit toată casa, ai pus toate alea pe masă, îți ies maxim două tipuri de roluri din alea, că dacă vrei să faci de la trei în sus, chiar îți amesteci gândurile și o să umpli o masă de ingrediente. Atât te intră acolo, ce să fac? Dacă ăștia gătește cu ce găsește în mare, în graj, pe graj și sub pământ. Așa e ei care a învățat. După care vine un văr de-al tău care a citit și el pe YouTube că nu e bun cuțitul ăla bătut, că trebuie de ceramică. Că fierul oxidează. Ai și de ceramică. Pe ăsta cât ai dat? Pe ăsta ai dat 3 milioane. Bă, dar tu ai foarte deci multe cuțite. De 10 milioane. Mai ai, în afară de astea, mai ai? Mai ai cuțite? Două mici. Astea ți le-au dat bonus. Nu, le-a primit în spate. Deci ai cuțite de 12 milioane. Da, și mâncare de o. Să-i lăsăm în culinăria lor și să trecem la lucruri mai serioase, frate. 26 de ani de Antena 1, sărbătoriți cum se cuvine. Avem insula iubirii, avem Te cunosc de undeva, avem Poftiți pe la noi, avem 26 de ani de cele mai bune programe de divertisment din televiziune din România, 26 de ani de Antena 1. Să vedem sub ce auspicii s-a născut această televiziune. Sub auspicii bune, Amalia de la Horoscop asociază fiecare zodii câte o emisiune. Tare de tot colajul. Berbecii se scoală de dimineață și dau drumul repejor la televizor. Matinal din fire, emisiunea Nața cu Răzvan și Dani se potrivește perfect în programul lor încărcat. Își încep diminețile bine dispuși. Taurii, în schimb, mai stau puțin în pat și abia observatorul de la ora 12 îi bagă în priză. Începem această parte a emisiunii cu România TV. Aici Bogdan Chiriac s-a prezentat echipat. Cel mai cunoscut analist politic, domnul Bogdan Chiriac, pe care vi-l primiți zind în direct și în exclusivitate, venit în focul bătăliilor și negocierilor politice, vor comenta cifrele care practic îngroapă Partidul Social Democrat. Mulțumesc pentru efortul pe care l-a făcut domnul Chiriac și pentru că sunteți alături de noi, da, împreună cu domnul Chiriac. Bine echipat, fiindcă vremurile vor fi de așa natură în România în perioada. Vine Crivățu. A venit. Nu vine Crivățul, dar are față de Jedi. Poate scoate șvarța la voi acum, hai. Vremurile vor fi de așa natură în România în perioada. Vine Crivățul. A venit. Pe de altă parte, cel mai nervos realizator TV, domnul Ciutacu, spune un adevăr. Băi, Bogdane, nu te supăra pe mine, că mă ia capul. Cum poți să ia, mă, unii care n-au funcții niște decizii în numele funcțiilor viitoare pe care le vor ocupa? E ca și cum unul care stă în spatele camerei și își dorește să fie în locul meu, decide că de mâine plec eu afară și vine el în locul meu. Cu toată dragostea, există alt for statutar care decide. Nu știm noi ce for statutar ar putea lua decizia asta, dar ne-ar plăcea să vedem o emisiune moderată de cameraman și tu să-l filmezi. E ca și cum unul care stă în spatele camerei și își dorește să fie în locul meu, decide că de mâine plec eu afară și vine el în locul meu. Cu toată dragostea, există alt for statutar care decide. Tot la Românica TV în platou este invitat Liviu Pop de Hopa Popa, care, ca orice politician care se respecte, e mare Flavios. Trebuie foarte repede să vină un congres, în maxim 3 săptămâni din punctul meu de vedere, că după aceea intrăm în postul Crăciunului. Suntem în postul Crăciunului. În săptămâna înaintea Crăciunului, cred că e necesar, că va fi peste 2 săptămâni, că va fi peste 3 săptămâni, acest congres este necesar. Fiilor, adevărul e că de-aia nu se putea face congres la PSD, tată, că e post. Ion Iliescu, liberul cugetător al partidului, e foarte mândru să audă asta. Trebuie foarte repede să vină un congres, în maxim 3 săptămâni din punctul meu de vedere, că după aceea intrăm în postul Crăciunului. Suntem în postul Crăciunului. În săptămâna înaintea Crăciunului.
Rămânem la Românica TV pentru amica noastră, cea mai blondă prezentatoare de știri. După ce că doar citește, nu gândește, mai citește și prost. Auziți aici hal de știre. Două escortă din Deja au filmat întârzierea amoroasă cu un client și apoi l-au șantajat cu aceste imagini compromițătoare. Am filmat întâlnirea amoroasă, nu întârzierea amoroasă, că nu mai înțelege nimeni nimic din știrile tale. Poate ăsta, doar Codrin Ștefănescu, cap de pompă. Două escortă din Deja au filmat întârzierea amoroasă cu un client și apoi l-au șantajat cu aceste imagini compromițătoare. Tot la Românica TV, atunci când nu au loc în studio, unii participanți înfruntă condiții grele pentru a spune tâmpenii. Vreau să mă îndrept și către colegul meu Cătălin Grădinaru, pentru că este afară și plouă. Cătălin, spune-mi, te rog, cum ți se pare ideea asta? Cu siguranță că președintele are temeiuri solide ca să-l premieze pe profiler. Colegul tău are cap ca să nu-i plouă în gât, ca așa spunea o veche zicală populară românească. Vreau să mă îndrept și către colegul meu Cătălin Grădinaru, pentru că este afară și plouă. Cătălin, spune-mi, te rog, cum ți se pare ideea asta? Cu siguranță că președintele are temeiuri solide ca să-l premieze pe profiler. Și o să vă arătăm acum în ce hal a ajuns spectrul media din România. Oameni fără niciun fel de pregătire, care habar nu au pe ce lume trăiesc, se angajează la așa zisele televiziuni de știri și se fac de râs. Sava Negrean Burdașu a fost decorată de președintele Klaus Iohannis. Dragă prezentatoare blondă, este Sava Negrean Burdașcu. Așa o cheamă pe mare artistă de care tu nici măcar nu ai auzit și nici nu te interesează. În exclusivitate la postul nostru, Sava Negrean Burdașu a ținut să transmită un mesaj de suflet pentru toți românii. Mesajul de suflet este următorul. Dragi români, ar fi bine ca pe viitor să știți pe ce lume trăiți și să nu vă faceți de râs ca piloșii angajați în televiziune. Sava Negrean Burdașu a fost decorată de președintele Klaus Iohannis. Sava Negrean Burdașu a ținut să transmită un mesaj de suflet pentru toți românii. Celebrul program pentru dezvoltarea satelor, PNDL, l-a inventat de Liviu Dragnea, ne mai aduce o premieră. Asfaltarea peninsulare. Vă dați seama, afară ninge, undeva la 10 cm avem, și la Ardan se toarnă asfalt. Dar nu vă faceți griji, primarul dă asigurări că firma a oferit garanții 10 ani după terminarea lucrării. Firma are garanție pe lucrare 10 ani de zile după terminarea lucrărilor. Eu sper că o să te, după cum se vede, arată bine. Acum asfaltul a venit fierbinte la 150-160 de grade, atâta scria pe avize. Domn primar, vă spunem noi, după ce termină lucrarea, firma se desfințează, să vedem noi atunci cine mai oferă garanția. Că așa se dezvoltă satele, târâși grăbiși, pe repede înainte, nu? Nu se poate turna un asfalt pe 10 cm de zăpadă. Cheltuim banii aiurea, nu-i de ajuns atâția ani de zile, am făcut numai și numai prostii. Trebuie să ne deșteptăm odată, să facem lucrurile bine. Vă prezentăm acum o știre de râsul plânsul. Radetul a făcut o lucrare, n-a semnalizat-o și în ea au căzut două mașini. Păi cum, de ce? Păi dacă era loc. În jurul orei 10 seara, primul șofer a virat la dreapta de pe o străduță adiacentă și din cauza faptului că nu a văzut niciun fel de semnal luminos, a ajuns cu mașina în această lucrare. Am făcut dreapta de acolo și am căzut peste ăsta la altul. Cum am văzut că nu era semnalizată? Prezent la fața locului, cel mai arțăgos consilier din Primăria Capitalei a anunță pompos că groapa era semnalizată. Păi au venit extratereștri și au furat semnele, mămicule. În ceea ce privește împrejmuirea, s-au respectat toate protocoalele de semnalizare. În urmă, cu 2 ore și jumătate, echipajele poliției locale ale municipiului București au trecut prin această zonă. Zona era semnalizată. Se pare că în acest interval au dispărut. Ne ocupăm acum de obositor. La Antena 1 e clizeală mare. Ei nici nu știu că sunt în direct. Eu sunt sus. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Bună ziua, era v-am găsit la Observator. Remarcă legată de poziția picioarelor noastre. Este un cadru, nu știu dacă ați observat, platoul e foarte mare și câteodată mai uităm și pare că levităm, așa. Levitați și gândați știrile. Vă aduceți aminte acum o săptămână cum canalul Pana Mea făcea furori? Din momentul în care autoritățile din România au descoperit că la bordul acestei nave, sub pavilion Pana Mea se află transfugi. Ei bine, Mihaela de la Obositorul Antena 1 a căzut în aceeași capcană. Doar se situează pe locul al treilea în lume după Suez și Panama. Ați văzut? Nici nu a clipit. Noi zicem că ăștia de la Ambasada Republicii Panama să trimită o scrisoare de protest, ce Panama. Doar se situează pe locul al treilea în lume după Suez și Panama. Și tot la Antena 1 avem o reporteriță care habar nu are pe ce lume trăiește. Ca atâți alții. Astăzi urăm joios aniversar profesorilor de franceză din România.
6.000 la număr. Iată, avem și un recensământ, 6.000 de profesori învață pe elevi ce înseamnă limba lui Voltaire, limba iubirii, limba lui Voltaire, limba iubirii. Alo, alo, e limba lui Voltaire, nu ce mormăi tu acolo, că râde Apoliner de tine. Astăzi urăm joios aniversar profesorilor de franceză din România, 6.000 la număr. Iată, avem și un recensământ, 6.000 de profesori învață pe elevi ce înseamnă limba lui Voltaire, limba iubirii. La TVR România Bonavent avem o prezentatoare de știri care răspunde direct la telefoanele personale. Regia Pădurilor are pregătiți 40.000 de pomi de Crăciun. Da, iubito. Mai să fie, mai să fie atât de deschis a devenit TVR-ul ăsta că nu ne vine să credem. Ori vrea să câștige la Eurovision. Mai știi? Regia Pădurilor are pregătiți 40.000 de pomi de Crăciun. Da, iubito. La următoarea știre, cei din regie speriați de ce o să spună prezentatoarea, i-au luat maul. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. De la domnșoara blondă care vorbește ca un pește, trecem acum la domnul Chiotea, care ne face o premieră în televiziune. El vrea să vorbească cu o statuie. Vom vorbi și cu statuia lui Ivan Pațaichin. Este singurul român în viață care are statuie pe șoseaua Ștefan cel Mare în fața stadionului Dinamo, al cărui simbol este. Că vrei să vorbești cu statuia, înțelegem. Dar mai bine vorbește cu Ivan, la 70 de ani. Merită o atenție specială. La mulți ani, Ivan, în primul rând, bună dimineața! Mulțumesc frumos, Dorin, la o asemenea prezentare, eu ce să mai spun. Săptămâna trecută la Timișoara, primarul Nicolae Robu a interzis manelele și fumul de la mici în centrul orașului de pe Bega. Mulțumim domnului primar! Domnului primar, mulțumim în primul rând! Mi se pare disgrațios să vezi acele dedicații cu bani aruncați și așa mai departe. Nu cred că este normal să fie obligați toți timișorenii și oaspeții Timișoarei să asiste la aceste spectacole disgrațioase. Unii cetățeni sunt de acord cu primarul, alții nu. Aș vrea să dispară toate manelele, să nu mai fie, să fie astea religioase. Binecuvântat să fie Dumnezeu, asta ar fi bine să cheame pe toată lumea. Mă vin sfintele sărbători creștine. Exact, domnule. Exact, nu manele, nu prostii. Deci domnul Pălărios nu vrea manele, dar are două motive pentru asta. Unu, e pocăit și doi, are o casă de revendicat în centrul orașului. Alți cetățeni sunt foc și pară pe primar. Păi eu zic că nu-i bine să mănânce la el acasă ce-o vrea, dar să lase lumea să mănânce mici pe grătar. Doamnă, de unde ați adus mici, unde i-ați făcut? Casă. Pe ce pregătiți carnea? Pe plită la curent. Ne pierdem clienții când aud că pe plită pleacă. A început scandalul în PSD. Orlando Teodorovic îl face șobolan pe FIFOR, fostul său coleg. Mihăiță a alintat Șobi. Șobi! Și-a dat cu tratatul de psihologie în cap. Frumos. Replică dură între ei. Descoperim brusc multitudinea de trăsături negative ale caracterului uman. De la frustrare, individualism, narcisism, grobianism, aroganță, autosuficiență și, desigur, imoralitate. Le știe pe toate. Încurcă-i drace. Deci, după ce au fost colegi de suferință în cabinetul Dăncilă, ministrul de finanțe se ia la trântă cu ministrul apărării sau de interne. Ce-o fi fost și ăsta? Pe scurt, Șobi, de la șobolan. Aș putea să-i spun lui Șobi că indiferent de doza asumată din toate cele ce mi-au fost atribuite de el, cu multă generozitate, apreciez că a avut decența de a nu le include exact pe cele pe care le-a respins întotdeauna cu feminitate, am crezut. Dar uite, zice cu fermitate. Fermitate, dar și feminitate. Lașitatea și prostia. Pentru că Șobi nu sunt și nu voi fi vreodată de acord cu lașitatea și prostia umană. Păi, care-i treaba cu Șobi? De ce-i de la șobolan! Rămâi pe ProTV! Dis de dimineață la ProTV, Mihai Dedu are niște întrebări existențiale pe care îi le adresează Ramonii. De ce ne îngheață picioarele iarna? Da, ei, asta e se de poate. Sezon. Da. Pentru că le aveți descoperite? Extraordinar! Se puneți poate, o pătură, nu? Ramona, și nu să eviți această situație. După această întrebare sugestie, Ramona se prezintă a doua zi îmbrăcată în pantalon ca să nu înghețe țurloaiele. În plus, face și ca vulpița. Vulpea cum face? N-am lătrat, dar cum să zic, am urlat până ai acum, vulpit. Am vulpit până acum, ce am vulpit eu până acum? Da, codiță, ai? Ce mai vulpiță are ProTV-ul dimineața? Bine, dar și noi avem dimineața, o avem pe Ioana la radio. Și ca să fie și haioși anfitrionii de dimineață, spun și bancuri. Zim bancul ca să mă mai înveselesc puțin. Ah, da, erau cei doi. Unul era mai trotilat decât celălalt, dar la prima ora dimineața. Și voi nu te supăra pe mine, și azi e vineri. Nu, băi, bețivule, ce ești, e marți.
Aha, deci ieri a fost vineri? Nu, ieri a fost luni. Deci mâine e vineri. Nu, mâine e miercuri. Auzi, hai că m-ai bulversat de tot. Spune și mie, noi mai avem vineri astăzi, săptămâna asta sau nu? Atât. Șeful zice un banc. Și toți angajații râd în hohote în afară de unul. Și îl întreabă, băi, dar tu de ce nu râzi? Nu mai are rost că mi-am dat demisia, de mâine nu mai vin. Bravo, exact asta, că și exact așa, asta. Da. Tot la ProTV, Monica Dascălu a inventat un cuvânt. Pentru că mulți români aruncă acolo tot ce murdau sau le prisosește. Cum ar spune nenea Iancu, curat murdar, coane fănică. Sau cum zici tu, coane fănică. Pentru că mulți români aruncă acolo tot ce murdau sau le prisosește. Tot la știrile ProTV avem niște imagini de la un liceu din Cluj-Napoca, unde directorul este elev și elevul este director. Foarte multe clase deja s-au mobilizat pentru acest demers și vor să ofere ajutor. Păi rechizite, știu și eu, poate jucării.